Vreau să vă zic ceva și vă dau cuvântul meu de onoare că este 100% adevărat. Am un prieten care are probleme cu genunchii, o artroză, în sfârșit, îl doreau genunchii și auzise despre șilajit, m-a auzit pe mine vorbind și a luat o cutie de șilajit. Și după cum știți, șilajitul are multe alte efecte, reduce tensiunea arterială și pentru memorie este bun și inclusiv în impotență, deci produce erecție. Și m-a sunat ieri să-mi spună, băi, zice, nu mai pot să iau șilajitul ăla decât o dată la 3 zile, care are un efect prea puternic. Deci vă dau cuvântul meu de onoare că exact asta s-a sunat. El n-avea probleme pentru care, da, el luat mai pentru genunchi șilajitul, dar din cauza asta a zis că nu poate să ia decât la 3 zile. Apropo, și la genunchi mi-a spus că i s-au redus foarte mult, foarte mult durele. Deci iată o mărturie directă de la un prieten care, mă rog, ați înțeles ideea. Dacă ești interesat de șilajit, vezi că las un link în primul comentariu. Și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!